Divorțul familiei Columbeanu începe să o afecteze pe Irina. Copilul nu mai merge la grădiniță. Au ținut-o acasă ședințele cu psihologii de la Protecția Copilului, care astăzi au venit pentru prima dată la Izvorani. Ei trebuie să afle dacă Monica și-a lovit sau nu copilul. După Irina și mama ei va fi luată la întrebări. Iar pentru asta va fi nevoită să-și calce pe inimă și să se întoarcă la Izvorani, fie și pentru doar câteva ore. Cât o să stați aici? O să vorbiți cu Irina astăzi? Este a doua zi consecutivă în care Irina Columbeanu nu vine la grădiniță. Pe de o parte pentru că tatăl ei vrea să o țină departe de ochii presei, iar pe de altă parte pentru că urmează o perioadă de anchetă socială, iar Irina are nevoie de liniște. Irina și-a dorit să meargă la grădiniță astăzi de 8 martie. Voia să-i ducă educatoarei o floare ca toți colegii ei, după cum i-ar fi mărturisit lui Irinel. A rămas însă acasă și s-a întâlnit cu psihologii. E doar începutul anchetei pe care a cerut-o chiar tatăl ei, în plin război împotriva Monicăi. Ce se întâmplă? Ce să-i spuneți? E prea devreme pentru răspunsuri. Pentru început, Irina trebuie să capete încredere în ei. Cei doi psihologi și asistentul social de la Protecția Copilului au stat la Izvoran 2 ore. Nu au vrut să dea detalii nici la plecare. Este procedura standard. Va urma o discuție care îl include și pe tată, iar al treilea pas este întâlnirea cu mama și copilul, Monica și Irina. Solicitarea psihologilor este ca discuția să se poarte acolo unde fata se simte în largul ei, la Izvoran cel mai probabil. Este posibil ca Protecția Copilului să o ia pe Irina de lângă domnul Columbeanu? Orice este posibil, iar reacțiile Irinei vor fi decisive. În funcție de ele, psihologii vor trage concluziile. Nu doar despre eventualul abuz asupra copilului reclamat de Irinel, ci și cele referitoare la relația dintre Irina și ambii părinți. La această vârstă, atașamentul se poate crea foarte facil, oferindu-i copilului ceea ce are el nevoie în momentul ăla. Între timp, doamna Columbeanu pare să aibă numai ghinioane. A rămas fără cada cu jacuzzi pe care o luase cu ea atunci când a părăsit apartamentul din Victoriei. Cineva a furat mașina cu care își transporta bunurile. Doamna Columbeanu nu a depus plângere la poliție. A făcut-o, în schimb, proprietarul dubei. A reclamat faptul că, din fața sediului societății, a dispărut o auto utilitară în care se aflau mai multe bunuri, printre aceste bunuri aflându-se și o cadă de paie. În prezenta reclamație nu se menționează cui anume aparțineau aceste bunuri. Monica Columbeanu e tot mai greu de găsit. Nici măcar psihologii de la Protecția Copilului nu au reușit să dea de ea, în condițiile în care doamna Columbeanu ar trebui să vină la Izvorani în următoarele zile.